Regina Maria a fost cea mai importantă dintre toate reginele României, o adevărată efigie a istoriei naționale, dar în același timp a fost un personaj internațional. Regina Maria era nepoata reginei Victoria a Marii Britanii și vară bună cu țarul Nicolae al Rusiilor, prin urmare era rudită cu casele regale ale Europei și rolul ei în istoria românilor este fundamental pentru că a contribuit de plin, ca un om politic, la recunoașterea internațională a Marii Uniri de la 1918, de acum 100 de ani, ceea ce reprezintă pentru poporul român unul dintre cele mai importante evenimente ale istoriei sale. Regina Maria a purtat costumul național românesc, a făcut cunoscută cultura română de la Paris până la New York și de la Madrid până la Sankt Petersburg și a apărat interesele acestui popor, în primul rând prin cultură, prin valorile pe care acest popor le-a putut oferi Europei. De aceea ea rămâne un personaj extrem, extrem de important al istoriei noastre. Este uneori chiar venerată de către români și pe bună dreptate. Regina Maria, în ciuda sângelui său regal și imperial, a fost o femeie foarte apropiată de popor și și-a cucerit cumva renumele de româncă, chiar dacă la origine nu era româncă, prin faptul că în timpul primului război mondial, când România a avut foarte mult de suferit, ea a fost pe front alături de soldați, i-a încurajat, a îmbrăcat uniforma medicală militară și i-a vindecat, i-a vegheat pe soldați și i-a încurajat să lupte pentru unitatea națională. Iar la încheierea războiului s-a ținut de cuvânt în sensul că regalitatea a promovat reforma agrară, o nouă Constituție a României, s-a acordat vot universal și a rămas un om politic extraordinar. Vă spun acum un aspect care poate avea aură de glumă. Întrebat un diplomat străin despre mari bărbați politici din România, acesta a spus în anii de după primul război mondial că singurul bărbat politic din România major este Regina Maria. Regina Maria este una dintre figurile cele mai importante din istoria națională a României moderne. E cu atât mai interesantă cu cât vine de departe, nu e născută aici. E o englezoaică cu rădăcini rusești și care reușește să se împământenească perfect, să devină unul dintre simbolurile naționale și una dintre personalitățile cele mai populare astăzi în România. E un traseu de succes pentru o figură istorică și cred că e de copiat și e de imitat și astăzi. România se născuse ca stat modern în 1859 și obținuse independența la 1877-78, odată cu războiul ruso-turc. Regele Carol I fusese monarhul străin adus de elitele românești pe tron pentru a stinge luptele dintre familiile aristocratice românești pentru tron și în același timp pentru a câștiga prestigiu internațional. Era un stat dinamic care evoluase foarte rapid, se modernizase repede, își construise instituții, își construise căi ferate. Era un fel de tigru al Balcanilor în epocă și ne apropiem de începutul primului război mondial. Regele Carol I era pe tron, dar era legat de țara lui de origine, de Imperiul German, era legat și printr-un tratat secret de alianță, în timp ce cuplul princiar, Ferdinand și Maria, era foarte popular în societatea românească și avea să răstoarne cumva așteptările aliaților de până atunci și să alăture România
taberei celeilalte, taberei Antantei. De ce? Pentru că românii își doreau în primul rând eliberarea Transilvaniei, provincia istorică de care românii erau foarte atașați, pentru acolo se constituise bună parte din identitatea națională românească, grație școlii ardelene, și românii își doreau ca această provincie să fie alipită statului român. Regina Maria a jucat un rol foarte important în respectivul context istoric, pentru că era foarte legată de Marea Britanie și de Rusia, deci a jucat un rol determinant în convingerea soțului ei, regele Ferdinand, de a intra în război de partea Antantei. Ferdinand era și el german, ca și unchiul lui Carol I, care murise recent, dar căsătoria cu regina Maria și în același timp conștiința lui că trebuie să urmeze voința națională, voința majorității românilor de a elibera Transilvania, a făcut ca România să facă acest pas al intrării în război de partea Antantei, de partea Angliei, a Franței și a Rusiei. Pentru România, căsătoria principelui moștenitor Ferdinand e foarte importantă. E un stat care și-a obținut recent independența și care are nevoie de și mai mult prestigiu internațional. Așa că alegerea principesei Mary de Edinburgh e o mare victorie și faptul că ea acceptă această partidă și acceptă să părăsească Marea Britanie pentru România și să se mute cu viitorul ei soț. Are unul dintre cele mai spectaculoase pedigriuri, Maria, pentru că descinde atât din familia regală a Marii Britanii, nepoata reginei Victoria, una dintre personalitățile legendare ale epocii, bunica Europei este regina din care descind și astăzi aproape toți monarhii din Europa, fie că sunt ei în funcțiune sau nu. E în același timp Maria și urmașa țarilor Rusiei, care țarii ai Rusiei, bineînțeles, aveau și foarte mult sânge german. Așa că regina Maria este verișoară și cu regele Angliei, și cu țarul Rusiei, și culmea, și cu viitorul adversar, cu Wilhelm al II-lea al Germaniei. Este înrudită cu toată lumea, cunoscută de toată lumea, și, de ce să n-o spunem, admirată de multă lume, a mai avut și alți pețitori înaintea lui Ferdinand, dar iată că acest prinț destul de discret, de delicat, un prinț savant, preocupat de timbre și de botanică și dintr-o țară aflată mai la marginea Europei, a reușit să câștige mâna uneia dintre prințesele europene cele mai pețite și cele mai căutate în epocă. Un noroc pentru Ferdinand, dar și pentru România, bineînțeles. Și, aș spune, un noroc și pentru Maria, fiindcă poate, făcând istorie contrafactuală, rămânând în Marea Britanie, ar fi fost o simplă prințesă printre alte prințese, în timp ce venind în România a avut șansa nu numai a unei biografii, ci și a unui destin. Regina Maria a avut povara și în același timp marea șansă de a domni alături de soțul ei, regele Ferdinand I al României, într-una dintre perioadele cele mai dramatice pentru istoria României, în timpul Marelui Război, primul război mondial. A trecut prin mari greutăți, prin mari cumpene. România și-a pierdut aproape întreg teritoriu, care a fost ocupat de puterile centrale. Regina Maria și-a pierdut și unul dintre copii în timpul războiului, pe principele Mircea. În același timp însă a avut și șansa de a demonstra că poate fi româncă, că poate fi mai româncă, poate chiar decât mulți dintre românii născuți și crescuți în România.
în momentul în care s-a mobilizat, în care a știut să fie alături de răniți, de bolnavi, să meargă pe front și să încurajeze efortul de război. Dar rolul ei nu s-a oprit aici, nu s-a oprit la a-i încuraja pe români pe timp de război. Poate că momentul esențial din biografia ei de regină este cel în care merge la Paris și susține cauza României după încheierea Primului Război Mondial, convingându-i pe mai mari de atunci ai lumii, pe mai mari puterilor victorioase, că România merită să-i fie recunoscută întregirea națională și alipirea provinciilor care deja votaseră să se unească cu vechiul regat, deci cu România de dinainte de Primul Război Mondial. E vorba de Transilvania, de Basarabia și de Bucovina, provincii care se desprinseseră din imperii deja defuncte, Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Țarist. Regina Maria, cu farmecul, cu inteligența ei, cu toate conexiunile de familie și culturale pe care le avea, a știut să influențeze în mod decisiv tratativele de pace și poate că încă nu ne dăm seama cât de important a fost rolul ei acolo, fiindcă tratatele și deciziile politice nu se fac numai la rece, numai în urma lecturii seci a unor tratate, ci deciziile acestea se iau de multe ori și subiectiv. Și România a avut acest mare noroc să aibă un ambasador de cel mai înalt nivel, de cea mai bună calitate și cu cele mai bune intenții. Așa că Regina Maria e regina soldat, e mama răniților, dar în același timp regina diplomat care știe să obțină pentru România la masa tratativelor ceea ce armatele române, sigur, încercaseră să obțină pe câmpul de luptă. Pentru România de azi și pentru românii de azi, Regina Maria este, cred, un exemplu de patriotism nesfărăitor, nedemonstrativ, patriotismul faptelor și patriotismul cuiva care nu fusese născut aici, dar care a adoptat idealurile și năzuințele națiunii pe care o reprezenta. Un exemplu de curaj, un exemplu de constanță, de un exemplu în același timp de credință în victorie. Suntem de multe ori înclinați poate să abandonăm, să ne speriem foarte repede, chiar și astăzi în contextul ăsta destul de tulbure din Europa. Regina Maria n-a încetat nicio clipă să creadă în virtuțile libertății, în virtuțile umanității, ale culturii, ale democrației. Erau valori pe care le căpătase aproape din leagăn în Marea Britanie, cu care a venit în România și a crezut pe tot parcursul războiului că valorile libertății n-aveau cum să piardă partida. Și cred că asta e o lecție foarte importantă și pentru România de azi și pentru Europa de azi. Aceea că valorile libertății sunt și vor fi câștigătoare, dincolo de toate obstacolele care apar pe parcurs. Dacă e să vorbim despre exemplu pe care Regina Maria îl poate oferi românilor din Spania, e evident, ea însă și-a fost o imigrantă, a fost o străină care a venit în România, i-a cucerit pe români și a făcut datorie aici și a adus un câștig formidabil țării care a adoptat-o. În același timp, nu și-a uitat țara de origine, a rămas atașată de Marea Britanie și a continuat să servească acele valori ale libertății pe care întotdeauna Marea Britanie le-a reprezentat. Așa că și românii din Spania de astăzi pot în același timp să reprezinte un câștig pentru țara care îi adoptă, fără să-și uite, fără să abandoneze rădăcinile românești, cu atât mai mult cu cât ne unesc atâtea lucruri, ne unește inclusiv tradiția și trecutul monarhic. Sunt câteva
monumente dedicate Reginei Maria, unele dintre ele apărute chiar cu ocazia centenarului Marii Uniri, dar poate momentul cel mai important pentru Institutul Cultural Român a fost dezvelirea statuii de la Ashford, din Marea Britanie. Este locul de naștere al principesei Maria, viitoarea regina României. Și acolo sculptorul Valentin Duicu a lăsat o mărturie care, cred eu, nu le e utilă numai românilor pentru a se făli cu faptul că, iată, regina lor are o statuie în Marea Britanie. Dar, din spusele lor, gestul este foarte util și localnicilor de acolo, de la Ashford, din Anglia, pentru că, e adevărat, ei cam uitaseră de ilustra lor fiică. Pentru ei, sigur, a fost mai puțin importantă decât pentru români, dar sunt foarte mândri să-și reamintească acum și grație acestei opere de artă foarte reușite, că localitatea lor a dat una dintre personalitățile cele mai importante din istoria Europei secolului al XX-lea. Deci este un act artistic win-win. Toată lumea a avut de câștigat și sigur că astfel de mărturii, astfel de opere de artă au rolul lor memorial, pe lângă valoarea artistică, e această această valoare de simbol, de păstrare și permanentă reamintire a unei memorii comune. Fiul cel mare al reginei Maria a fost rege al României cu numele de Carol al II-lea, iar nepotul ei a fost ultimul rege al României, Mihai I, cunoscut pentru rolul lui foarte important din timpul celui de-al doilea război mondial, atunci când a decis să întoarcă armele împotriva Germaniei naziste, să scoată România din alianța cu Hitler și să se alăture puterilor antihitleriste. S-a opus apoi atât cât a putut și instaurării regimului comunist în România. Din regina Maria, de asemenea, descind astăzi urmașii familiei regale a Iugoslaviei și o ramură a Habsburgilor, așa că descendența reginei Maria e prezentă astăzi în mai multe familii regale și aristocratice europene. Și lumea spaniolă și lumea românească au o foarte bogată și delungată tradiție monarhică. Fie că e vorba de monarhii elective, monarhii absolute sau monarhii constituționale. Și țările române, înainte de unificare, înainte de dinastia străină de Hohenzollern, dinastia germană, a avut tot o tradiție monarhică. Au fost principi domnitori. Însă dinastiile Spaniei și a României sunt unite prin diverse fire genealogice. Știm cu toții că dinastiile europene sunt cu toate înrudite între ele, într-o mai mare sau mai mică măsură. Cam toți descind, de exemplu, din regina Victoria a Marii Britanii, care a avut o extraordinară politică de alianțe prin căsătorii. Dar familiile regale ale Spaniei și a României se înrudesc chiar mai aproape decât această înrudire universală a familiilor regale. Pentru că, de exemplu, regele Carol I l-a botezat pe contele de Barcelona, pe tatăl lui Juan Carlos I-ul. Regina Sofia era verișoară primară cu regele Mihai al României, pentru că mama regelui Mihai, regina mamă Elena, era sora
regelui Paul, tatăl reginei Sofia Spaniei, de asemenea regina Ana a României, soția regelui Mihai, era născută în familia de Bourbon, în ramura de Bourbon Parma, deci îndeaproape înrudită cu familia regală a Spaniei, cu dinastia de Bourbon. Așa că, vedeți, toate aceste fire genealogice nu fac decât să consolideze, să întărească niște prietenii și niște raporturi de solidaritate, care, dacă e să vorbim despre aceste două familii, despre aceste două dinastii, au mers mult dincolo de genealogii. Și ne gândim în primul rând la paralelismul simbolic dintre regele Juan Carlos al Spaniei și regele Mihai al României. Doi oameni care au trăit cam aceeași epocă, au înfruntat cam aceleași provocări și care amândoi au luptat, au pledat pentru valorile libertății. Regele Mihai s-a opus hitlerismului și comunismului lui Stalin, iar Juan Carlos este cel care a reușit să readucă democrația în Spania. Așa că sunt două figuri ale istoriei secolului al XX-lea care, cred eu, nu pot fi niciodată despărțite. Sigur, Juan Carlos a reușit să restaureze monarhia în Spania, a fost alt context. Regele Mihai n-a avut șansa, sau românii n-au avut șansa de a-l recupera ca rege după 1990. Totuși, regele Mihai a reușit să recupereze foarte mult, cucerind România pe tărâm simbolic, demonstrând că rămăsese acel om fidel României și fidel valorilor libertății și lăsând în urmă o serie de valori, de modele care rămân, cred, în continuare valoroase și valabile. Cel mai mare ambasador pe care l-a dat România în perioada interbelică a fost regina Maria. Este cea care a știut să lupte și să apere cel mai bine interesele țării noastre și o țară adoptivă pentru ea. În lunga sa activitate diplomatică se înscrie vizita efectuată în Peninsula Iberică în perioada 27 martie 3 mai, o vizită de 6 săptămâni în care regina Maria României, însoțită de fiica sa, principesa Ileana, au fost primite cu cordialitate și cu întregul ceremonial cuvenit unor fețe regale ca acestea.